Și viitorul președinte al Americii vrea să facă un pod între România și SUA. Vreau să vă întreb, ce părere aveți? E o idee bună? Este. E o idee bună. Foarte bună. Dacă faceți dumneavoastră și fac ei de acolo, da, ar fi bună, bună, bună. V-ar plăcea să vă duceți acolo, în America? Ce să fac în America? Să vă plimbați. Ce, uite, ce să mă duc eu în America? Ce dracu să fac? Mai bine stau în România, dracu, la aici, la America, să mă duc dracu până la alte țări. Dar vă întreb asta, dacă s-ar face un pod între România și America? S-ar face, ar fi bine, nicio problemă. V-ați duce pe pod? Da, și normal. Cum vedeți acest pod între România și America? Le văd bune. Vă aștepta să apară un pod ăsta între România și America sau vă luat în surprindere? Nu. Așteptați. Cred că ei ne-au ajutat într-un fel sau altul. Un pod între cele două țări, România și Statele Unite. Vreau să te întreb cum vezi lucrul ăsta. Așa cum suntem pe un pod. E bine, nu e bine să se facă așa ceva? Nu știu ce să zic. Sperăm să fie bine, nu? Cu statele. De ce țineți cu Statele Unite? E ceva frumos acolo. În America. Am înțeles. Și în Coreea? În Coreea n-am ajuns. Deci, în Statele Unite ați fost? Da, am fost. Hai, lăsați-mă. Dar am fost cu fata pe vasă, pe curajeră. Unde ați fost? Pe curajeră. Dumneavoastră ați fost da, pe curajeră? Da, da. Fac ei, de acolo, da, ar fi bună, bună, bună. V-ați duce pe podul ăsta până în America, doamnă? Să mă duc eu. E bine, da. Ar fi bine să se facă bine, asta, da, asta este... Asta e ok, da. De ce, domnule, este? Vreau să vede. Pentru ca să fie și la noi cum este în Occident. Și să ajungem mai repede cum ar veni în America. Normal. Dacă s-ar face un pod, te-ai duce spre el? Până păi normal că ne-am duce. Poate ar fi fost mai bine și pentru noi și pentru... Îl vedeți, așa zic. Așa, da, să-l văd la televizor. Trebuia făcut mai demult, domnule, un pod ăsta între România și SUA? Sau e bine și acum? Și acum e bine să-l fac. Și acum e bine. Da, să nu se mai facă atâtea accidente. Dar ce vă place la America? Adică de ce ați vrea să facem parte din ea? E țara tuturor posibilităților, nu? Se mai și spune țara soarelui răsare. Construcția acestui pod între România și Statele Unite este o idee bună? Da, de ce nu? O să vă plimbați pe podul ăsta dacă ar fi să vă ceți? Am fost odată la, cum să zice, unde ninge vara, cum să zice acolo la... Am uitat cum îi zice... Nu știu. Pot, mare, mare, treceai vara pentru... uitat. Ce v-ar plăcea să vedeți acolo? Sau ce? Să vedem și noi țara, să vedem și noi America, să vedem și noi cum este acolo. Dacă... Nu, cu vapor. Cu vaporul. Și ce ați făcut dumneavoastră pe croazierea asta? M-am distrat. Ai lăsat? Pe covânt. Cum v-ați distrat? A fost foarte frumos. Pe toată aia ne-am uitat și noi, pe toată America, pe toate... Cum vi s-a părut America? Cam... Ca un pic de dubiu, așa. Podul ăsta între România și America ar fi trebuit făcut mai de mult sau e bine și acum? Da, ar fi trebuit mai de mult făcut, dar... Dacă... E bine și acum, dacă... E bine și acum. Și spui că dacă o să-l vezi... Sperăm că... Dacă... Vă bucurați, nu? Că o să fie o... Normal că ne bucurăm, sigur. Dar spuneți că nu o să vă duceți măcar să vedeți podul. Să mă duc. Să-l vedeți măcar. Hai, mă duc. Vă duceți. Un pod între România și Statele Unite. Zic că e bine. Ce v-a plăcut acolo în America? Frumusețe. Au blocurile alea înalte, cum zic ăștia? Zgârnerul gale, oh. Cum se numesc? Zgârie... Zgârie ce? Tururile astea mari. Da, da. Într-un fel ne-ar fi greu să lăsăm și România, dar... Tentația e mare. Ele nostru, da. Poate acolo... O fi mai bine. O fi mai bine. Ce faceți, doamnă, în America dacă ajungeți pe pod prima dată? Când ajungeți, ce faceți acolo? Ce să fac? Să văd și orașul frumos, că e bine pe acolo. La noi ce să fie? Deci, în concluzie, e bine că se face podul ăsta, nu? Între America și... Da, ar fi bine. Trebuia să făcut mai de mult? Sau e bine și asta trebuia să fie mai de mult făcut.